Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, uitarea este una din caracteristicile noastre ale oamenilor. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă nu am uitat. Sunt multe lucruri pe care adesea nu dorim să ni le mai amintim. Chiar dacă nu vrem, însă ele revin mereu pentru a aduce durere și mâhnire în sufletele noastre. Sunt totuși lucruri pe care nu trebuie să le uităm, dar, din păcate, ele nu rămân întotdeauna în memoria noastră așa cum ar trebui să rămână. Adesea uităm experiențe deosebite, importante pentru sufletele noastre. O astfel de experiență este și cea a izbăvirii, a mântuirii. Dar parcă, cu trecerea timpului, dispare din ce în ce mai mult fiorul și emoția cea de început. Uităm importante lucruri cu privire la viața noastră. De asemenea, pe măsură ce trec generațiile de oameni, este tot mai slabă credința în Dumnezeu, în atotputernicia lui, în dragostea lui. De ce? Este vorba oare de știința care câștigă tot mai mult teren? Nici de cum. Este vorba de neglijența noastră în a transmite generațiilor viitoare credința în Dumnezeu. Aceasta este învățătura pe care o descoperim în versetul 8 al primului capitol din Cartea Exod. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Cu alte cuvinte, indiferent de importanța pe care o persoană o are la un moment dat, indiferent de respectul de care se bucură la acel moment, este întotdeauna datoria generațiilor care îi urmează să-i păstreze vie memoria. Iosif a fost unul din cei mai importanți oameni de stat din Egipt. Prin activitatea lui, el a salvat Egiptul dintr-o criză economică care ar fi putut distruge țara. Dar, prin credincioșia lui față de Dumnezeu și prin modul în care a administrat economia țării, Egiptul a ajuns la o mare bogăție de care beneficiau și acele generații care nici măcar nu își mai aminteau de el. Dragii mei, Iosif a fost un om, dar ceea ce este mai grav este că mulți oameni uită cine este Domnul Isus și ceea ce a făcut El pentru umanitate. Ei au uitat și pentru generații întregi de oameni nu au fost preocupați să țină vie memoria Lui. Prieteni dragi, suntem surprinși de direcția spre care se îndreaptă lumea de astăzi? Nu ar trebui. Sunt exact stările unei lumi fără Dumnezeu, iar responsabili suntem și noi. Evanghelia trebuie mărturisită, propovăduită, trăită astfel încât lumea din jurul nostru să aibă în permanență acces la planul și voia lui Dumnezeu. Dar să mergem mai departe în incursiunea noastră în Cartea Exodului. Ceea ce prezentam până acum este ceea ce, într-un anume sens, a condus la aceste împrejurări tragice pentru poporul evreu. Ei ajung într-o robie extrem de severă. Tratamentul la care erau supuși au dus poporul într-o stare jalnică. Singura lor speranță era la Dumnezeu, iar el nu îi va dezamăgi. Însă o primă lecție pe care trebuie să o reținem este aceea că Dumnezeu are un timp al său când intră în acțiune și un plan al său pe care îl aplică. Să vedem deci derularea evenimentelor acestei cărți. Suntem acum la capitolul 2 al cărții. Este capitolul în care aflăm despre nașterea lui Moise, despre primii 40 de ani pe care îi petrece în palatul lui Faraon, precum și despre încercarea sa de a porni o revoltă pentru a elibera poporul prin propriile forțe. Încercarea eșuează și el sfârșește fugind în deșert. Acesta ar fi rezumatul evenimentelor din acest al doilea capitol al cărții Exodul. Dar să vedem care este derularea lor mai în detaliu. Să începem cu nașterea lui Moise. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fata lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Un fapt interesant este că istoria marilor oameni ca și a celor neînsemnați începe identic. Un bărbat care place o femeie și produl dragostei lor este copilul. Cineva spunea că la naștere și în fața morții toți suntem egali. Nimic mai adevărat. Moi nu are parte de o naștere spectaculoasă. Dacă țineți bine minte, chiar Domnul Isus a venit în lume la fel ca noi toți, prin naștere. Deci totul este obișnuit până aici. Acum, din câte observăm, Moise nu insistă prea mult în descrierea părinților lui și nu pentru că nu iubește, ci este o dovadă de modestie din partea lui. El este autorul cărții. Aceasta nu este o istorie de familie, ci este vorba de planul lui Dumnezeu, dar deschizând în alte locuri ale Scripturii găsim mai multe informații. Acum să amintim doar că numele lor, numele părinților lui Moise, este Amram și Iochebed și fac parte din tribul lui Levi. Nici mai departe Moise nu este prea darnic în a da detalii despre sine. Nemai putând să-l ascund, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Din câte se vede, Moise era un copil sănătos și cu plămâni foarte buni. Părinții au putut să-l ascundă la început, dar a venit ziua când așa ceva nu mai era posibil. Vocea lui Moise era foarte puternică și era foarte probabil ca în curând oamenii faraonului să-l descopere. Ce contrast este între aceste momente și acelea când Dumnezeu îl cheamă să fie purtătorul lui de cuvânt înaintea lui faraon? Moise încearcă atunci să scape scuzându-se că nu poate vorbi bine. Dar Iuchebed avea o problemă serioasă. Nu mai putea să-l ascundă pe acest băiat gălăgios. Ce va face? Oare ce am fi făcut noi? Adesea aud persoane în momente critice zicând Acum, cum o vrea Dumnezeu? Sună bine, sună evlavie, dar oare noi nu, nu trebuie să întreprindem nimic? Ce trebuia să facă Iuchebed? Să aștepte zi de zi, sperând că Dumnezeu va face ca atunci când gărzile lui Faraon vor trece, să nu-l audă pe Moise? Nu trebuie să facă ceva mai mult? Poate unii ar zice, nu te teme, crede în Dumnezeu și atunci când gărzile vor trece, cu siguranță Dumnezeu va face ca Moise să nu plângă. Este oare credința un salt în necunoscut? Nu. Dumnezeu nu ne cheamă la acte de curaj gratuit, ci ne cheamă să acționăm prin credința care vine din cunoașterea lui. Așa procedează și Iochebed. Ea nu face pe curajoasă, dar pune totul în mâinile lui Dumnezeu, confecționează o mică arcă în care îl pe Moise și apoi o pune pe ape. Dar Maria, sora lui Moise, îl iubea foarte mult. O să vedem în timp că dragostea ei nu rămâne aceeași, dar acum, ca orice soră mai mare, stă aproape de fratele ei. Sora copilului pândea de la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Și o să se întâmple probabil mai mult decât au crezut sau și-au închipuit ele. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbeau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. Ea a fost milă de el și a zis, este un copil de ale vreilor. Acesta este momentul în care, în mod clar, oricine poate mărturisi că este vorba de mâna lui Dumnezeu. Nimeni nu putea aranja lucrurile în felul în care a făcut-o Dumnezeu. Vedeți, în mâinile lui orice împrejurare este o reușită. După ce Moise este pus pe apă, fata lui Faraon vine la râu, este vorba de râul Nil, și îl găsește. Cu siguranță era vorba de un loc mai retras. Dar, chiar în momentul ajungerii lor acolo, Moise începe să plângă, și două lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut lucrează împreună spre binele lui Moise. Este vorba de plânsul copilului și inima de mamă a fetei lui Faraon. În momentul în care fata lui Faraon îl vede pe Moise, îi se lipește inima de el. Vă aduceți aminte de versetul din Romani? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iată că și în acest caz este o împlinire minunată a acestei promisiuni. Dar lucrurile aranjate de Dumnezeu nu se termină aici, este doar începutul. Atunci, sora copilului a zis fetei lui Faraon: Să mă duc să schem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul. Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Credeți că s-a gândit, chebet că lucrurile vor lua această întorsătură? Credeți că ea se aștepta să-l mai vadă vreodată? Poate că da. Dar un lucru este clar: este mâna lui Dumnezeu aici. Fata lui Faraon i-a zis: Ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti." Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fete lui Faraon. Și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise. Scos. Căci a zis ea, l-am scos din ape. Nu cred că Iochebed să gândea că în acele vremuri de grea robie, ea va fi și plătită cu banii lui Faraon să-și alăpteze propriul copil. Băiatul pe care trebuia să-l omoare la naștere. Era peste limitele închipuirii ei și este unul din lucrurile care se întâmplă de fiecare dată când Dumnezeu intervine. Binecuvântările pe care El le aduce în viața celora care se încred în El întrec întotdeauna așteptările acestora. La fel s-a întâmplat și cu Iochebed. Cu câteva clipe înainte era oarecum deznădăjduită, tristă și nu știa ce o să se întâmple cu fiul ei iubit. Iată că acum i-a primise mai mult decât s-a așteptase vreodată. Fiul ei era înapoi în brațele ei și mai mult, el nu va fi un sclav, ci un prinț. Oare ce și putea dori o mamă mai mult? Dar vine vremea înțărcatului și Moise este dus la palat. Aici aflăm de ce copilul a fost numit Moise. Numele înseamnă scos, un nume predestinat, nu-i așa? Nici nu bănuia fata lui Faraon ce importanță o să aibă numele acestea. Dar să vedem ce este cu această prințesă care inimă s-a legat atât de tare de Moise. Din câte se pare, ea este fica mai mare a faraonului Ramses al doilea sau, după cum consideră unii, ar fi vorba de fapt de sora lui. Oricum, în conformitate cu legile Egiptului din acea vreme, primul ei născut ar fi avut dreptul la tron. Deci Moise ajunge prinț al Egiptului, al doilea om în stat după faraon. Cine ar fi îndrăznit să se gândească vreodată la așa ceva? Eu unul, niciodată. Dar acesta este modul în care îl cunoaștem noi pe Domnul nostru. Surprizele pe care el ni le face ne lasă fără replică de fiecare dată. Primea anea lui Moise a fost petrecut la curtea lui Faraon. El a fost crescut și educat ca un egiptean. El arăta ca un egiptean, vorbea ca un egiptean și acționa ca un egiptean. Așa cum vom vedea, în momentul în care ajunge în Madian, el este considerat a fi un egiptean. Vedeți, din ceea ce putem observa din reprezentările artistice ale vremii, moda inițiată de egipteni a fost unică. Îmbrăcămintea lor, felul în care se tundeau, felul în care își rădeau barba, toate acestea îi deosebeau de celelalte popoare. În ceea ce privește educația religioasă pe care a primit-o Moise, ea nu putea fi altfel decât egipteană. Cu alte cuvinte, el era educat să se închine zeului Soare, zeitatea cea mai mare din mulțimea de zei pe care îi avea Egiptul. Zeul, pe nume Ra, era zeul național al Egiptului. El avea un mare templu și cei mai mulți dintre egipteni se închinau acestuia. În ceea ce privește realizările acestui popor, trebuie să admitem că multe dintre ele impun respectul și admirația chiar în zilele noastre. Astronomia lor era fenomenală. Încă de atunci îi cunoșteau distanța de la Pământ la Soare. Ei sunt cei care, încă de atunci, lansau ipoteza că Pământul nu avea formă plată, ci rotundă. Erau de asemenea vestiți pentru realizările lor în domeniul chimiei. Un exemplu este numai modul în care reușeau să conserve cadavrele. Nimic din descoperirile moderne nu a ajuns să egaleze aceste descoperiri ale lor. În ceea ce privește culorile pe care le obțineau și combinațiile pe care le realizau, este și aceasta o performanță neegalată încă. La mii de ani distanță, ele sunt la fel de strălucitoare și bine conservate. Pe lângă toate acestea, Egiptul mai era vestit pentru biblioteca pe care o avea. Iar Moise? Despre el ni se spune că a fost educat în toată înțelepciunea Egiptului. Deci, încercați să vă imaginați cât de mare era cunoașterea lui Moise. Din toate acestea lipsea însă un lucru important. Este vorba despre Dumnezeu, nu știa cum să-L slujească pe Dumnezeu. Însă Moise nu trebuie subestimat, el este un om extraordinar. Ascultați numai ceea ce spune Ștefan Martirul cu privire la el. Pe vremea aceasta s-a născut Moise care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său, și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel suprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lor vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Cu alte cuvinte, toată pregătirea obținută în Egipt nu a fost suficientă pentru a elibera pe evrei din robia Egiptului. Într-o zi, pe când Moise se plimba prin taberele de lucru ale evreilor, el vede pe unii din frații lui evrei persecuta de un egiptean. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele, a văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. Ce face Moise? El era deja gata să salveze poporul, dar nu în maniera în care Dumnezeu voia să o facă. Ascultați ce face Moise. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Moise o cam luase cu 40 de ani înaintea lui Dumnezeu, acesta este motivul pentru care Dumnezeu trebuie să îl aducă înapoi cu 40 de ani și să învețe lecțiile pe care nu le-a învățat în tot acest timp. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Și de acum începe o nouă școală pentru Moise. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezul lângă o fântână. Dramatică schimbare în viața lui Moise, nu-i așa? Din palatul regal ajunge în deșert. Dar nu este totul. Mai sunt lucruri pe care el trebuie să le învețe pe calea cea grea, adică prin propria experiență. Egiptul cu școlile lui nu îl pregătiseră deloc pentru ceea ce avea să vină. Preotul din Madian avea șapte fete. Ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să se dea pe turma tatălui lor. Dar au venit păstorii și le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a dăpat urmă. Când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel, el le-a zis, Pentru ce vă întoarceți așa de curând astăzi? Ele au răspuns, «Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a dăpat urmă!» Și el a zis fetelor, «Unde este? Pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela? Chemați-l să mănânce pâine!» Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fică sa, Sefora. Oare cum arăta Moise în această nouă postură? El care a obișnuit să fie slujit, altcineva scotea apă pentru el, altcineva l-a ajutat până și să se îmbrace. Acum, el este acela care scoate apă pentru animale, el este acela care le protejează. Moise avea comportamentul unui cavaler rătăcitor. Apa era foarte prețioasă în deșert. De cele mai multe ori nu ajungea pentru toate animalele, așa că cel mai tare făcea legea. Fetele lui Reuel nu se puteau pune cu păstoria aceea, dar Moise da. Arta armelor învățată în Egipt îl ajută de această dată. După ce îi pune pe fugă pe ceilalți păstori, ei pot adăpa animalele în liniște. Acum, ce fată nu este impresionată de un asemenea cavaler? Imediat, fetele aleargă acasă și povestesc cu încântare ce li s-a întâmplat. Reuel este și el un om bun la suflet și îl cheamă acasă. El are fete de măritat, iar Moise este singur. Astfel se alege Moise cu o soție, Sefora. Ceea ce este interesant aici este modul în care majoritatea personajelor din Vechiul Testament sunt într-un fel sau altul asemănătoare cu Domnul Isus, chiar dacă nu în toate aspectele vieților lor. De exemplu, Moise este ales ca eliberator al poporului său, dar poporul îl respinge și el se îndreaptă către neamuri. Însă Moise este acum în țara Madian. Pentru următorii 40 de ani, aceasta va fi locuința lui. Aici se nasc doi fii, și acesta este timpul pe care Dumnezeu îl folosește pentru pregătirea lui în vederea eliberării Israelului din robia egipteană. Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gershom. Sunt străin aici, căci a zis el: Locuiesc ca străin într-o țară străină. În acest răstimp, poporul evreu ajunge la limita suferinței. Deja nu mai puteau îndura. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit. Și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădejduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Strigătele lor au ajuns până la Dumnezeu și el este gata să înceapă salvarea lor. Moise era deja pregătit. Acum, este un aspect care trebuie lămurit aici, motivul pentru care Dumnezeu alege să-i libereze pe evrei. Și nu este vorba de faptul că evrei ar fi fost superiori egiptenilor, sau că ei ar fi fost mai credincioși. O să vedem puțin mai încolo că în pustie ei nu ezită să-și facă un idol, să-și facă un vițel de aur și să se închine lui. Deci poporul nu a fost credincios, domnule, așa cum ar fi trebuit să fie. Dar Dumnezeu are două motive pentru care aduce eliberarea pentru ei. A auzit strigătele lor și și-a adus aminte de promisiunile pe care le-a făcut lui Avram, Isaac și Iacov. Aceste strigăte deznădăjduite ale poporului au ajuns la inima lui Dumnezeu și, cu toate că au trecut peste 400 de ani, legământul încheiat cu Avram a rămas valabil pentru Dumnezeu. Acest fapt ne spune ceva despre Domnul. El are o inimă miloasă, iar cuvântul lui și îl împlinește întotdeauna. Dragi prieteni, acest lucru este valabil și în ceea ce ne, ne privește. Nu pentru că este ceva bun în noi, intervine Dumnezeu în viața noastră și ne aduce mântuirea. El face lucrul acesta pentru că are milă de condiția noastră, care, fără el, ar fi lipsită de orice speranță. De asemenea, el ține la cuvântul pe care l-a dat primei perechi de oameni. Atunci a promis Dumnezeu un izbăvitor și el a venit în persoana Domnului Isus, știa că nu avem nicio altă șansă de a ieși din robia păcatului decât prin Domnul Isus. Evrei n-ar fi avut nici ei vreo șansă, dar Dumnezeu a intervenit. Dragi prieteni, trecem adesea prin împrejurări a căror rațiune nu o cunoaștem. Moise nu știa de ce de la palat a ajuns în deșert, nu știa de ce a trebuit să treacă prin toți acei ani, însă Dumnezeu îl pregătea pentru un lucru măreț. Nici noi nu știm de ce adesea suntem pe culmi, iar alte ori trecem prin voi adânci. Este însă important să știm că Dumnezeu are dragoste, milă și că în toate lucrurile El are un plan. <fio> Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Itinerar Bibli.